Dragilor, astăzi alături de noi este fizicianul Cristian Presură și vom vorbi pe marginea cărții Lumea și demonii ei de Carl Sagan, știința ca lumină în întuneric. Cum putem lua decizii inteligente în viețile noastre, tot mai influențate în ultimul timp de tehnologie, dacă nu înțelegem diferența dintre miturile pseudoștiinței și ipotezele testabile ale științei? Carl Sagan examinează și demontează cu autoritate celebre deprinderi eronate ale gândirii umane, precum vrăjitoria, vindecările prin rugăciune, demonii și OZN-urile. Și totuși, în mod îngrijorător, așa numita epocă a tehnologiei sau epocă a informației în care ne aflăm, este totuși inundată de pseudoștiință, povești cu răpiri extraterestre, spiritism, amintiri din vieți trecute, superstiții de tot felul și halucinații comune care se bucură, iată, de tot mai multă atenție și interes. Cum se împacă știința cu toate acestea? Mă refer la acest antagonism al acestei perioade, iată tot felul de teorii, New Age. Care este rolul științei în a demonta astfel de mituri, cele pe care le-am pomenit, le-am invocat puțin mai devreme, mituri ale pseudoștiinței? Cristian. Bună, Sorin. A zice că problema nu este poate așa de mare, pe cât poate ne-am fi sperat înainte. Sau mă rog, pe cât poate am fi crezut înainte, nu sperat, am zis greșit, cât am fi crezut înainte. Și stăteam și mă gândeam de ce. Și cred că unul dintre lucruri este următorul. Bazele, fundamentele științei, cred că le avem cam toți. Adică acasă, de exemplu, când băgăm ceva în priză, știm că acolo este curent electric. Și știm că trebuie să ne ferim să nu avem un scurt circuit electric în casă. Nu cred că există om care să creadă altfel, că poți să pui apă într-un circuit electric fără să faci scurt circuit. La fel, când mergem pe stradă și vedem o mașină, știm că trebuie să ne dăm la o parte, pentru că estimăm viteza. Și așa mai departe. Deci, lucrurile acestea de bază, ele sunt de fapt integrate în societate. Iar cred că oamenii caută pseudoștiința de dragul, să spunem, aventurilor, poveștilor, pseudoștiinței sau din cu totul alte motive, în zone care nu îi afectează automat imediat. Spun automat imediat că mai există zone de interferență, ca să zic așa, care pun de fapt ridică întrebări serioase în societate. Dar oricum sunt la acea zonă dintre cele două. Pentru că altfel, cea mai mare parte a științei, poate peste 99%, nu ne este cunoscută nouă publicului larg. Nu știm precis cum funcționează medicamentele, nu știm precis cum interacționează compușii moleculari din medicamente cu moleculele corpului. Adeseori nu știm precis cum este alcătuit corpul în sine, care este de fapt funcția fiecărui organism, ca să punem toate lucrurile acestea. Deci, cea mai mare parte a științei nu ne este cunoscută nouă, dar societatea funcționează pentru că dacă avem acei câțiva oameni specialiști, că sunt medici, că sunt ingineri și își fac treaba cum trebuie, atunci este ok. Știința poate oferi răspunsuri la problemele fundamentale, esențiale ale lumii în care trăim, cât și, am putea spune, soluții la problemele cotidiene, îmbogățind modul în care înțelegem universul și ne percepem pe noi înșine. Celebrul astronom și astrofizician Carl Sagan a adus prin cărțile sale, prin studiile și articolele sale o mare contribuție la promovarea și popularizarea științei, iar știința ca domeniu de referință a avut o contribuție esențială la evoluția societății omenești. Folosește omul modern cu discernământ descoperirile științei? Asta este o întrebare foarte bună. A zice că nu folosește cu discernământ nici descoperirile științei, nici ceea ce știm despre lume, ceea ce știm despre noi, în general toate cunoștințele pe care le avem. Pentru că în mare parte, într-o anumită măsură, în noi a existat acel spirit egoist, acea dorință de a avea pentru noi
de indiferență la suferința celui de lângă noi, care nu sunt neapărat de a face cu știința, adică nu sunt numai probleme ale științei. Simplu spus, lumea ar putea fi mult mai bună dacă s-ar face lucrurile care trebuie, indiferent de ceea ce este știința. Fără doar și poate că dacă luăm în calcul știința, lumea ar putea să fie chiar mult mai bună, iar pe de altă parte, tot așa cum în societate facem lucruri rele care nu au de face cu știința, la fel și folosim știința în scopuri rele. Fără ca să dau exemple, lucrurile acestea sunt clare, oarecum. Și atunci, întrebarea, din păcate, cred că are un răspuns negativ sau a zice că s-ar putea mult mai bine în a folosi știința în scopuri bune decât se întâmplă acum. Și ar fi mult mai bine să înțelegem cu toții că dacă am folosit știința și am înțelege știința și nu am abuzat-o, atunci lumea ar fi mult mai bună pentru toți. Adică tuturor ne-ar fi bine dacă am înțelege aceste mecanisme, să-i lăsăm științei posibilitatea să se dezvolte acolo unde ne face bine, să o încurajăm și vorbim aici, bineînțeles, de educație, dar vorbim și de economie. Acolo unde instrumentele științei, odată angrenate în economie, duc la o productivitate ridicată și astfel, da, la, să zic eu, la un output mai mare pentru același input. Deci dacă am lăsat aceste și le-am dirijat, le-am potrivit aceste mecanisme ale științei, atunci cred că, da, lumea ar fi mult mai bună sau, în orice caz, mai bună decât este. Referitor la exemplu pe care foarte elocvent l-ai dat tu ceva mai devreme legat de medicamente, chiar mă gândeam că a existat o întreagă dispută, iată, în ultimii 2 ani, dacă vaccinul este bun, dacă nu este bun, și cred că zona aceasta de știință și-a făcut simțită prezența atât de mult. Iată, în cazul acestei pandemii din ultimii 2 ani, au circulat foarte multe, le-aș numi eu, pseudo-mituri, pentru că miturile sunt bune într-o societate educată și într-o societate civilizată și civilizatoare. Dar mă gândeam la aceste pseudomituri și, la fel, cu siguranță, probabil că ai auzit și tu în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, referitor la zona aceasta a conflictului armat, a războiului și așa mai departe, arme chimice, biologice, și lumea a devenit speriată, fiecare informându-se de unde a crezut de cuvință să se informeze, că iată, în aceste condiții, niște rezerve de iod ne-ar ajuta pentru un eventual, să spunem, incident sau accident nuclear, nu știu cum a fost, de exemplu, dacă nu mă înșel, în 1986 la Cernobâl. Ce impact are știința asupra civilizației umane? Impactul a fost uriaș. Eu îl văd cu ochii mei, pentru că eu am trăit în copilărie într-o vreme în care bunicii mei încă munceau pământul cu sapa. Și există, din păcate, la ora actuală, zone în România încă se mai muncește pământul cu sapa. Dar, din fericire, din ce în ce mai puține. Iar părinții bunicilor mei sau bunicii bunicilor mei au trăit vremuri și mai grele, vremuri în care copiii mureau fără să știe ce se întâmplă, vremuri în care era o suferință foarte mare și o muncă foarte, foarte ridicată. Era o vreme, îmi aduc aminte, când oamenii, asta când eram eu copil, vreau să zic, când oamenii în sat la 50 de ani păreau bătrâni. Cred că este, cum să zic, o evidență. Faptul că știința în ultimii 300 de ani a adus un progres uimitor în societate. Putem să ne uităm, de exemplu, la vârsta medie de viață și să vedem că a crescut foarte mult. Adică de undeva era pe undeva acum 1000 de ani, dacă nu mă înșel, în zona respectivă, pe la 30 de ani, după care a crescut spre 40 de ani, asta cu 100-200 de ani în urmă. Acum însă a ajuns să depășească 70 de ani și merge spre 80 de ani în România. Deci e practic dublată.
plus calitatea vieții. Deci, și astea sunt, cum să zic eu, sunt rezultatul instrumentelor pe care știința le-a pus la dispoziție, care în esență sunt instrumente economice. Ce înseamnă instrumente economice? Înseamnă că poți să faci lucrurile mult mai ieftin. Imaginează-ți că ai vrea să construiești un telefon mobil ca acum sute de ani la tine în grădină. Ar trebui să sapi, să scavi pentru metale prețioase, ar trebui după aceea să iei metalele prețioase, să le așezi cumva, să facă tranzistorul respectiv și cum mai putea, că tranzistorul este atât de mic încât cu ochiul liber nu ai putea să faci. Ar trebui ca să îți construiești niște aparate și așa mai departe. Ar fi un efort sisific, probabil că ar lua, nu știu, milioane de ani pentru un singur om să fie în stare să construiască tot, să fac toate lucrurile astea. Ori, la ora actuală, un aparat mobil așa de complex a devenit o comunitate. Deci știința a pus, în esență, în mână instrumente economiei pentru a face economia mai performantă, în așa fel încât produsele să aibă un preț mai mic și să fie, cum să zic eu, să ajungă la cât mai mulți oameni. Și asta a ridicat după aceea nivelul de trai. Bineînțeles, vorbim și de produsele medicale și de, avansurile care s-au făcut în medicină și așa mai departe. Deci răspunsul este efectiv pozitiv. Da. Acum, în exemplul tău pe care îl dădeai cu această, problema războiului, că văd într-adevăr adeseori cum oamenii spun, păi știința nu este bună pentru că s-au creat niște bombe. Și nu știu dacă este vina științei sau a oamenilor care folosesc știința pentru a face niște bombe sau a oamenilor care aleg niște oameni în funcție de conducere pentru ca aceia la rândul lor după aceea să folosească niște bombe. Pentru că dacă ei n-ar fi avut niște bombe, ar fi folosit altceva. Războaia au fost și acum 3.000 de ani și acum 4.000 de ani, când știința nu este ce este acum. Adică au existat întotdeauna oameni capabili să construiască războaie, să facă lucrurile astea. Deci nu cred că asta ține de știință, ci ține de modul nostru efectiv de organizare a societății care încă nu s-a ajustat așa cum trebuie. Și aș adăuga, eu aș completa poate, apropo de control, nevoia de control, de manipulare, anumiți lideri politici s-au folosit de oamenii de știință, iată, ca să creeze astfel de, arme de distrugere în masă, cum spuneam mai devreme, arme chimice sau biologice. Cu siguranță că știința nu s-a pus în slujba unor astfel de obiective. Și mă gândesc că acum schimbăm un pic registru și care are, de fapt, legătură cu ceea ce ai spus tu mai devreme, mă gândesc ce facem noi cu casa noastră, cu pământul, înaintea, să spunem, a unor presupuse, n-aș folosi cuvântul amenințare, dar asupra unor lucruri care ar putea să vină din exterior, din spațiu, din univers. Până atunci, și noi practic cumva continuăm în această discuție o idee pe care am început-o în episodul trecut, legat de felul în care oamenii ajung să folosească știința, tehnologia și resursele pământului. Este o sete după putere, după tot felul de lucruri care, iată, cumva seacă resursele naturale ale pământului, care, din păcate, au legătură și cu un alt subiect, zic eu, foarte sensibil, și anume schimbările de climă și tot ceea ce ține de partea aceasta de încălzirea globală. Da. Personal, nu am o viziune, să zic așa, chiar atât de negativă asupra viitorului umanității. Eu cred că problemele de climă sunt foarte serioase și cu un efort și cu, cum să zic eu, cheltuieli pe care trebuie să le facem. Nu numai statele trebuie să facă cheltuieli, fiecare dintre noi. Cu aceste cheltuieli, lucrurile se pot aranja în ordine în următoarele, să spunem, sute de ani. Nu este o amenințare, încălzirea climatică nu este o amenințare la adresa întregii civilizații, că va dispărea întreaga civilizație, sau când sunt unii tineri, de exemplu, care am văzut că au o angoasă și le frică că o să moară, că în timpul vieții lor
Pământul o să ardă, o să dispară din cauza încălzirii globale. Nu se pune problema asta, pentru că omenirea se va reajusta, vor exista zone în care vor exista pierderi imense datorită încălzirii globale, dar omenirea se va reajusta, probabil că vor exista deplasări de populație și așa mai departe, adică mulți vor suferi, dar civilizația va merge înainte și eu cred că se va putea reajusta din punctul ăsta de vedere. Acum, care era întrebarea ta originală? Mă gândeam să discutăm despre pământ, da? Despre casa noastră, metaforic am spus casa noastră, și ce facem noi cu resursele noastre. Pentru că, iată, vorbim de exploatarea resurselor pământului, da? Goana, lupta aceasta după tot ce se află în subsolul anumitor țări, dar probabil că și zona aceasta, să spunem, de exploatare a spațiului, discutam noi în episodul trecut, doar puțin am amintit, legat de anumite deșeuri spațiale care s-ar putea, să spunem, să afecteze stratosfera sau... Da. Să știi, cred că răspunsul stă într-o reajustare a noastră. Pentru că noi acum trăim în esență într-o epocă a consumismului, exact, în care economia este atât de eficientă încât ni se pun la dispoziție o grămadă de lucruri pe care strămoșii noștri ar fi visat ei săraci să le aibă și nu le au. Și această epocă a consumismului ne dă senzația și chiar ne încurajează adeseori să consumăm cât mai mult. Și ajungem să consumăm resurse importante ale pământului. Ajungem ca să poluăm spațiul cu tot felul de sateliți, după care ne întrebăm, oare chiar este necesar ca să avem atât, adică nu se putea și cu mai puțin? Este, cred eu tot așa, o chestie temporară. Pentru că îmi imaginez cumva când peste 100 de ani, să spunem, oamenii vor deveni mult mai conștienți de lucrul ăsta și fiecare se va reajusta în felul lui. Și omul se va reajusta față de cosmos. Pentru că sunt câteva lucruri esențiale pe care omul trebuie să le înțeleagă. Unul este că nu înseamnă neapărat cosmosul îi pasă de om. Deci cosmosul pune diverse pericole asupra omului și omul trebuie să învețe să se protejeze de fiecare dată cu ajutorul științei. Al doilea lucru la care trebuie cumva să se ajusteze este că omul nu este neapărat în stare, în structura lui biologică, așa cum este acum, să cucerească cosmosul. Dintr-o dată cosmosul ăsta, așa cum poate visam acum 50 de ani, acum știu și eu, 40 de ani, când i s-a deschis cosmosul în față. Vedem asta, vedem cât de greu este, de exemplu, să ne întoarcem acum înapoi pe Lună. Și între timp am descoperit cât de mare este cosmosul. Deci cumva omul trebuie să se repoziționeze în cosmos ca parte a cosmosului, să aibă grijă de el, pentru că dacă el nu are grijă, nu va fi altcineva să aibă grijă și în același timp să aibă grijă de pământul pe care stă. Asta înseamnă de resurse, tot ceea ce am vorbit aici. Iar această ajustare psihologică, ca să zic așa, după aceea va conduce în firea lucrurilor la o societate care este mai naturală, care consumă atâta cât îi se dă, fără să exagereze în consum, care învață să refolosească lucruri, vorbim despre energie regenerabile, nu degeaba, pentru că refolosim ceea ce ni se dă în așa fel încât să nu lăsăm nimic în urmă. Și atunci, cumva, trăim mai natural pe această planetă Pământ. Da, și până la urmă vorbim, iată, în ultimul timp și de un stil de viață, da? Reîntoarcerea la natură, reîntoarcerea la produse cât mai naturale, cât mai bio și, într-adevăr, trebuie să avem grijă de resursele noastre, resursele Pământului. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi fizicianul Cristian Presura. Am vorbit pe marginea cărții Lumea și demonii ei, Știința ca lumină în întuneric, de Carl Sagan, o carte publicată în colecția de știință, în colecția Matesis a editurii Herald. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!